Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare a primit astăzi mai mulți colindători, aducând cu ei vestea mare a nașterii Mântuitorului Hristos și aducând deopotrivă bucurie în sufletele angajaților instituției. Primii colindători au fost copiii de la școala gimnazială numărul 21 Satu Mare, care au interpretat o serie de colinde și cântece de iarnă. Directorul instituției, Octavian Apan, a mulțumit micilor colindători, după care le-a dăruit câte un mic cadou de Moș Crăciun. Apoi, angajații instituției au fost colindați de corala preoțească a protopopiatului ortodox Satu Mare, care a interpretat colinde tradiționale și le-a urat tuturor un călduros la mulți ani. Și de această dată, Octavian Apan a mulțumit pentru colindă și le-a urat la rândul său sărbători fericite și un an nou mai bun. Toți se bucurară că steaua iar înaintea lor frumos priseară. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind, Domnului.